Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe la un episod din seria noastră minunată de Titan Crab. Băi, fraților, ideea este că am venit și eu până acasă pentru că am mai avut nevoie de ceva materiale pentru a face acest sistem acolo la Grinder și când ajung acasă, ce să vezi, bă, nene, bă, uite, scrie acolo cadou de la fratele tău numărul 1, hashtag e vina lui Shadow. Deci, bă, frate, Geo mi-a făcut un cadou pentru cei care ne întreabă ce este cu acest semn. Bine, este un fel de inside Geo de al nostru și sunt foarte, foarte curios să văd ce cadou mi-a făcut Geo. Bineînțeles, înainte de a începe, și apreciez extrem de mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like. Bă, frate, vreau să văd și eu susținerea voastră, să văd dacă merită să mai continuăm această serie de Titan Craft, pentru că am văzut că la clipul anterior, nu știu, s-au strâns destul de puține like-uri și vreau să văd, bă, frate, dacă vă mai place seria asta, o să o continuăm, dacă nu, o să o mai rărim și o să mai postăm alte videoclipuri, nu știu, rămâne de văzut. Deci nu uitați, dați multe like-uri dacă vreți să postăm mai multe clipuri și haideți să vedem ce ne a făcut Geo aici cadou. Bine că a pus obsidian, pentru că de ce nu? Poate vezi că este un troll și nu știu că este un semn dacă a pus obsidianul ăsta. Incredibil. Oh my fucking god. Bă! Mi l-a pus pe fratele Creeper. Mi l-a pus pe fratele Creeper aici. I-a pus și nume fratele Creeper. Băi, what the fuck. Bă, dar nu mai este nimic acolo. Băga mea și picior. Bă, și v-am spus, m-am gândit. Nu m-am gândit că gen e Creeper, dar m-am gândit că pui mei gen nu e cadou, e un fel de troll. Mâncam ei curu. Mamă, deci frazor, asta e răzbunare. Deci o să trebuiască să mă răzbun categoric. Bine, acum mai am de făcut câteva chestii, așa mergem înapoi acolo la noi să vă arăt cam la ce m-am gândit, dar asta clar o să trebuiască să ne răzbunăm cu siguranță, nu-i așa? Holy fuck. Bine, Joe. Mamă, deci vă dați seama dacă... Bine, de fapt era înconjurat de obsidian, adică n-ar fi făcut nicio pagubă, dar așa ca idee. Trebuie să mă gândesc la mai multe idei de troll. Că văd că lui Joey place să mă troleze. Hai că nici nu mi-a sunat și mie telefonul în mijlocul filmării. Este ok, vreau să am revenit. Ce vreau să vă spun, cel mai votat comentariu, adică comentariul cu cele mai multe like-uri, era ceva de genul: ba, Andrei, fii antenă, ia pune tu acolo un piston, iar peste piston pune un bloc de cobblestone și după aceea să pui hopper-ul. Frate, greșit nu merge. Și asta cred că o știm aproximativ cu toți, în afară de cei care au votat acel comentariu. Pentru că e ca și cum, nu știu, ai pune un bloc de bedrock, da? Pui un piston și după aceea un bloc de capăt și după bedrock. Nu ai cum să-l muți, orice ar fi. Deci uite, o să vă arăt încă o dată. Bine, de fapt, eu știam acest lucru, dar cu siguranță nu o să meargă. Hai să vă arăt, uite. Și sigur nu o să meargă. Nu, e același lucru. Nu merge, frate, pentru că pur și simplu nu se mișcă hopper-ul. Poți să pune aici orice bloc vreți voi, nu se mișcă hopper-ul. Aia este ideea. Și m-am gândit, uite, așa se ridică dacă sparg hopper-ul ăla. Și m-am gândit în felul următor. Am luat-o pe aici frumușel pe margine. Vreau să facem și noi mai multe repeatere. Deci acum chiar asta vreau să fac, vreau să fac niște repeatere. Stați așa, uite aici. Hai să vedem, mai știu cum se fac repeaterele, mai știu cum se fac, cum să mai știu cum se fac. Am nevoie de 9 repeatere. Am nevoie 9, așa mai rămâne și noi cu niște torțe, pentru că vreau să facem și noi o chestie super, super ușoară și super simplă. Am zis că am săpat aici pe lângă. E bine, vreau să fac ceva de genul acesta. Să pun așa la fiecare. Uite, așa. Nu. Și așa, bă, frate, eu zic că este, cred că este cea mai ușoară metodă decât să stăm să ne complicăm mai urea. Opa, așa, cred că asta este cea mai ușoară metodă. Numai că... O să trebuiască să facem mai gros grinderul. Deci o să trebuiască să facem puțin mai gros, puțin mai mult gros, cu vreo 2-3 blocuri. Pentru că aici vă dați seama, o să vină repeaterele. Hopa, 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 uite, așa trebuie să vină repeaterele. Și după aceea pe margine, hai că l-am pus și eu dacă e. După aceea pe margine, bă, fac. O să trebuiască să vină așa un rând unde o să fie redstone-ul, cum ar veni, știți? Și de-aia zic că o să fie puțin mai gros, dar până la urmă o să meargă ok. Uite așa, aici punem redstone-ul. Uite așa. Aici la fel și aici la fel. Și acum, aole, mai trebuie și pe partea asta. Stai așa, spune și aici. Bă, mai am nevoie de repeatere, fac. Ba nu, lol, bă. Ceva e în regulă, stai. Le-am unit pe astea, da. De ce îl mai pun o dată la ăsta? Ok, și mai trebuie fix la ăsta din centru, de aici, nu? Da, fix la ăsta din centru mai trebuie. Și acum, teoretic, cred că o să se activeze în linie mare așa cam toate. O să trebuiască să mai pun și un repeater pe aici pe undeva. Să nu se piardă semnalul. Ok, și să vedem acum care este situația. Dacă dau de lever, s-au ridicat toate, mai puțin ăla din centru. Mamă, cu ăla care o să am probleme. Și ăsta de aici în lateral. Adică, da, 9 repeater pentru 9 pistoane. Mamă, frate, și ce mă disperă și mecherile astea aici nu ajunge pentru că, pui mei, n-a intrat deloc semnal. Dar facem să intre semnal, frazul, nu este nicio problemă. Face acum băiatul Andrei să intre semnal. Bine, așa nu o să meargă, trebuie să... Am o întrebare, dacă eu îl pun așa, nu se bagă. Am înțeles.
Trebuie să văd cum fac cu ăla de dedesubt. Deci ăla de dedesubt, fraților, mamă, deci v-am spus că 3 pe 3 este foarte, foarte aiurea și complicat și nașpaliu. Bă, oricum o să arate ok și grinderul. Au loc cum arată aici portalul, trebuie să mai pun niște lucruri. O să arate ok pentru că fac aici frumos pe margine, știi? Deci aia nu este o problemă. Eu vreau acum să văd cum fac cu șmecheriile astea. Aia vreau să văd. Unde este repeaterul meu? Ăla a fost un creeper aici, nemul. Deci ăla a fost un mare creeper. Bă, unde-mi sunt repeaterele? Bă, mi-a pierdut repeaterul. Ba, nu, unul l-am pus aici. Păi am 3, 4, 5, 6, 7. Și unul care cred că a căzut undeva pe aici. În fine, mai facem niște repeatere, nu este nicio problemă. Mai facem aici dacă mai am și eu. Hai că mai am. Pac, pac. Ce pui mei se aude, frate? Uai! Ce m-am speriat. Ia uite-mă, frate. Bă, uitați cum veneau ca nebunii, fratele meu. Deci cum veneau ca nebunii. În fine, v-am spus de chestia aia. Nu merge, frate, dacă pui după aceea, în loc să pui direct hopper-ul pe piston și pui un bloc random, cum ar fi un bloc de cobblestone. Nu merge, greșit, știi? Nu. Și de-aia zic că nu prea ai cum altcumva, mă jur, deci nu știu, eu nu prea văd o metodă, fratele meu, nu prea văd o metodă acolo, din păcate, chiar, nu știu, chiar rămân așa oarecum fără idei. Ba, am putea face o chestie destul de interesantă, sincer. Uite, am putea face așa. Am înțeles, și aici să nu fie nimic, adică am cum eu să pun ceva aici? Nu prea am cum. Opa, așa. Gen, aici efectiv să fie un bloculeț. Deci pe aici intrăm. Este ok. Uite așa o să vină în orice caz. Ok, și aici să fie un bloculeț de care să nu am nevoie. Uite, stați un pic. Hai să punem niște cobblestone. Ok. Perfect. Și aici să fie o zonă, că tot am nevoie de ceva de genul. Stai un pic. O zonă din asta. A? Ce ziceți? Dar bine, atunci de ce mai sunt bloculețele alea? Vă întrebați. Și aici ca să pot intra înăuntru. Bă, nici mecher, eu zic că e ok. Deci fie antenă. Să fie zona asta, dacă e ridicat, da? Să fie zona, eu să mă pot pune aici. Știi? Doar să dau unii și să-i omor. Eu zic că este ok. Și dacă vreau să intru înăuntru, las astea jos, am intrat înăuntru. Easy peasy. Bine, s-ar putea să cam moară aici deasupra. Fac să nu cad eu aici. Dar așa mi se pare o chestie destul de interesantă, destul de ok. Și aici cu scările trebuie să vedem cum facem, băi băiete, că e cam urâtă situația. Uite așa. Nu, în fine, trebuie neapărat pus aici. Deci uitați cum urc așa pe lateral. Complicat, mă, frate. Mă urc pe aici și dacă mă duc așa, uite așa, trebuie să schimb direcția de mers. Dar asta mi se pare destul de interesantă. Acum hai să vedem în felul următor. Cum fac eu pe exterior să-mi placă, să fie bine pe exterior? Ăsta nu cred că am nevoie de el. Ok. Și aici este ăla. Bun. M-am ucis paiangani. Paiangani. Acum hai să văd cum facem pe exterior ca să arate ok și decent. Că până la urmă și aia contează într-o proporție destul de mare, știi, să arate bine. Uite, așa, frate, pun pe margine, uite așa. Și după aceea nu cred că o să mai am probleme. Mai am niște cobblestone, mai am stone. Frate, am mai mult stone decât cobblestone, vă vine să credeți? Că am avut stone-ul ăla prăjit acolo. Deci am mai mult stone decât cobblestone, nici de mult. Hai că e bine. Aoleu, și paiangănii ăștia mă atacă. Atacul paiangănilor. Uite așa, și acum urcăm. Și nu o să mai avem probleme. Am înconjurat și o să se vadă chiar foarte, foarte bine. Da, așa, să mergem aici. Deci chiar o să se vadă foarte, foarte bine. Stai să văd, mai am niște cobblestone pe aici pierdut. Niște cobblestone. Cobblestone, nu mai am cobblestone, serios. Bă, frate, bă. Dar nu, ia stai așa. Facem noi o mișcare. Fii antenă cum fac eu aici un drumuleț frumos către partea de jos. Și direct ia băiatul Andrei, nu mai am cobblestone de aici, ești nebun. Hai și cu nisipul ăsta, că prea mult nisip strică și mă disperă. Mamă, frate, ce mă disperă aici în zona de deșert, când îmi cade nisip în cap în continuu, mă disperă maxim. Hai că băgăm pickaxe-ul aici la înaintare. Băgăm viteză cu pickaxe-ul ăsta.
Cred că mai mult de un stag n-am nevoie. De aceea asta așa să pun. Bă, da, chiar dacă... deși am întâlnit că luminează și torsa asta. Mă gândeam, știți că luminează torsa normală? Chiar dacă o arunc pe jos, chiar dacă o pun în mână, luminează, așa în mod normal. Și... Uite că luminează și asta de restul, ceea ce e foarte tare, frate. Foarte tare, chiar îmi place. Ok, nu cred că am nevoie de mai mult, dar mai au așa puțintele aici. Bă, nu știu, să-mi scrieți și voi acolo în comentarii ce părere aveți. Nu știu, să-mi spuneți dacă vi se pare ok chestia asta de am făcut-o noi, dacă nu vi se pare ok, dacă aș fi putut-o să o fac mai bine, ceva de genul, nu știu. Oricum, în secțiunea de comentarii, știți foarte bine, discutăm cu toți acolo, vedem cum este cel mai bine, pentru că sunt o persoană care acceptă, frate, și propunerile altora, știi? Adică, până la urmă, seria asta o fac cu voi, cum ar veni, știi, alături de voi. Și vreau să facem cât mai multe chestii pe care, bineînțeles, le propuneți și voi. Ok, hai fuga repede aici sus. Sus, 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 sus. Ne întoarcem. Aolo, mamă, frate, dar m-am cam complicat. Bă, ideea este să meargă grinderul. Ăla este obiectivul principal, vă dați vă seama. Obiectivul principal este să meargă, nu să arate el genial. Că până la urmă faci un grinder ca să meargă, să faci XP și loot de mobi. Nu ca să arate bine, nu de design îl faci, știi? Aia este. Bă, asta da, trebuie să punem aici. Ok. Și gata. L-am astupat. Bă, hai să vedem. E ok? Hai să vedem cum se vede în exterior. Mamă, cum arată aici nebun. Zici că e ceva navă de atac, mă jur. Zici că e ceva ciudat, rău. Ceva venit din spațiu aici. Zici că e ceva templu. La cum arată așa pe exterior. Dar arată ok. Na, nu poți să spui că arată urât sau că na. Bine, ar mai merge acolo. Ia asta și să spun eu acolo un bloc, că nu-mi place deloc cum arată așa. Opa, gata, am mai pus blocurile ăla. De torta. Gata, bă, eu zic că arată ok, nu? Eu chiar zic că arată destul de bine, frate. Pentru un grinder e ceva schimbat, ceva nouț. Și acum vreau să văd dacă merge. Vreau să mă duc acolo sus să văd câți mobi s-au spawnat. Ok, o să las ăsta așa. Ok, și acum hai să mergem sus să vedem câți mobi s-au spawnat. Sunt foarte curios, frate. Oricum au început, gen, știți foarte bine și de ieri că au început să cadă foarte mulți mobi. Deci ideea este că grinderul merge. Dar acum văd că sunt cam 0 mob. Sunt singur pe server. Sunt 0 mob pentru că m-am plimbat eu pe aici și n-am apucat să spawnez, zic și eu. Azi mai facem o chestie, să mai punem niște apă. Mi-a mai recomandat cineva să pun packed ice. Da, mai bine, frate, mai simplu, pun apă. Mi-am luat oricum aici, uitați, 8 bucket-uri mi-am făcut. Mă rog, aveam 4, mi-am mai făcut 4. Ca să mă pregătesc cum trebuie. Asta le pun aici, nu mai am nevoie de ele. Mergem, luăm apă, punem repede sus și după aceea să vedem ce se întâmplă. Să vedem dacă merge. Băi, vreau să încă o dată, nu uitați să dați și voi acolo foarte, foarte multe like-uri. Dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, uite cât de aproape de căsuță sunt. Că deja văd acolo frumosul meu carusel, să de bun. Și aici văd că este foarte mult apă în deșert. E bine rău cu apa în deșert. Ok. Gat, bam. 8 bucket-uri de apă, fix câte mai avem nevoie. Mergem acolo sus să le punem. Și sunt foarte nerăbdător să văd cum merge. Bine, asta înseamnă că o să trebuiască să așteptăm. O să trebuiască, nu știu, să pun și eu... Ce a sărit pe frate pe aici? Cred că un iepure. Să pun niște hopere și eu acolo, pentru că acum nu intră nicăieri itemele și trebuie să le iau eu manual. Și eu vreau să fie cât mai automatizat. Opa, așa. Dar pe total eu zic că e și destul ok, mamă, cum curge, uite cum curge acolo apa de sus. Bă, trebuie să mai pune, cred că mai trebuie să mai punem un rând de sebere aici, ca să nu mai curgă apa, ce părere aveți? Ia uite, Enderman aici. Ia uite cum au început să spawneze mobii. Ok, punem apă aici. Punem apă aici. Ok. Ba, blană. S-a primit sau am luat apă? De unde nu trebuie? Ok, aici a ajuns unde trebuie. Aici, aici. Și pe partea asta la altă. Ok, și acum teoretic apa o să trebuiască să ajungă, gata. Perfect, deci uitați, apa este până unde trebuie, e umplut. Nu mai am niciun stres. Și acum, cred că singurul lucru pe care îl mai avem de făcut este să așteptăm, frate. Să vedem cum merge, ia, curios dacă... Ia uite, au, ăsta deja a ajuns aici. Moarte, dragule, vrabie, ce ești tu. Ce-am putea pune noi aici ca să gen tot cadă? Bă, am o idee, 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 e destul de... Aole, ba nu.
Mă gândeam să punem puțintică apă curgătoare care se împingă, dar nu, că e mai complicat după aceea. Ok. Bă, și aici, uite, n-au cum să treacă. Eu pot să stau aici, le dau mari bucăți, că na, n-au cum să treacă și dacă dau de ăsta, se duce jos și easy peasy. Bă, acum ideea stă în felul următor. Deci dacă ajunge aici, ați văzut că nu moare. Deci ați văzut, nu a murit zombiul, da? Ha, mă, frate, vreau să mai aștept puțin să văd dacă, gen, pun nivelul ăsta jos dacă moare instant. Deci așa, teoretic, trebuie să moară instant orice mob, nu? Teoretic, pentru că ați văzut înainte era așa, n-a murit zombalău, deci a rămas, cred că, cu jumătate de inimă. Și dacă îl pun așa, vreau să moară instant. Și în momentul în care moare instant, aoleu, s-a teleportat un mare Enderman, cred că aici pe cocioabă. În momentul în care moare instant, trebuie să punem, rezolvăm și cu hopperele, frate. Băi, ideea este să nu cadă aici, nu știu, vedem cum, ce să punem aici ca să nu cadă. În fine, vreau cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângeți de acolo foarte, foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa.